oferim, vă dorește o primăvară frumoasă. Mulțumim. Un mărțișor și o floare. Mulțumim. Prima oprire a caravanei RTS a fost în comuna Băcleș. Aici toate doamnele și domnișoarele care s-au întâlnit cu reporterii televiziunii Severin au primit în dar o floare, un mărțișor și o urare de început de primăvară. A venit primăvara și RTS-ul vă spune că primăvara asta este primăvara RTS, este o acțiune a noastră. Caravana RTS nu le-a ocolit pe cele 13 femei internate în centrul medico-social din comună. Asistentele au primit o atenție și un strop de bucurie. Radio Televiziunea Severin se gândește la toate doamnele din județ. Eu sunt tot din Severin, să știți neapărat. Tocmai de-aia venim la noastră, ca să vă aducem o floare și un mărțișor. Și să vă dorim multă sănătate. Da, vă ați spus la toată familia. Să rămână. Pentru noi înseamnă foarte mult. Ați adus o undă de bucurie în sufletele bătrânilor noștri. O bucurie mare, că sunt pe patul ăsta aici, nu sunt la casa mea. Dar și copiii mei au dat telefon și mi-au spus la mulți ani. Dar n-au venit că nu le spun eu să vină. Cam fiecare an un mărțișor și o floare e cadou perfect pentru începutul lui martie. Să aibă o primăvară plină de satisfacție și bucurii, multă sănătate și tot ceea ce-ți doresc frumos și bun în acest început de an 2012. Caravana RTS a ajuns și în comuna Malovăț. O primăvară frumoasă, un mărțișor și o floare. Mulțumesc. Ata ai primit în primăvara asta vreun mărțișor? Păi n-am avut de unde. N-ai avut de unde. N-ai nepoț? Ești departe. Sunt departe. Și la tale locuiești singură aici? Singură. Singură? Vine copilul. E la oraș. Pentru mine e foarte grea. Așa un gest. Nepoții au venit la matale să aducă mărțișor. N-a venit, mamă. Păi vezi, venim noi. Noi suntem nepoții, mama. Dumnezeu să vă ajute. Bine, mamă, să trăiți, vă mulțumesc din suflet, mamă. O zi bună și numai bine. Mulțumesc, să trăiți, mamă. Doamne ajută. Până pe 8 martie, caravana RTS va străbate județul Mehedinți și le va aminti tuturor doamnelor și domnișoarelor că sunt la fel de speciale precum o zi de primăvară.